Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să vedem la Balanță pentru săptămâna viitoare în Zaruri. Această persoană nu știți ce vrea de la dumneavoastră, Balanțele. Și vă întrebați oare se mai întoarce, oare ce vrea. Oare de ce nu spune nimica? De ce s-a terminat totul dintr-o dată? De ce nu mai comunică? Eram fericiți, a plecat, a plecat. Așa. Să știți că trebuie să învățați o lecție, că această persoană se întoarce, dar iarăși va pleca. Asta e lecția ce trebuie să o învățați. Această persoană nu are o direcție fixă, deci tot timpul vrea pe altcineva sau, cum să zic, nu știe ce vrea sau este nehotărâtă această persoană pentru Balanță. Dumneavoastră o să închideți acest capitol cu această persoană și o să-i spuneți, nu, rămâi plecat, dacă tu faci așa, te rog să rămâi plecat. Cei care sunteți în familie vă văd cu noroc în săptămâna viitoare, vă văd bine, vă văd cu dragoste, dar văd și secrete și vise care se împlinesc. Fidelitate, dragoste, văd la unii împlinire. La alții văd ceartă, blocaje. Nu la toată lumea la fel, da? Așa. Vă văd, de exemplu, că terminați relația cu cineva, unele persoane terminați relația cu cineva și că după aceea, după ce terminați relația, începeți relația cu altcineva. Sau vă mai gândiți la o persoană. Această persoană pe care o întâlniți sau cu care vorbiți, cu el sau cu ea o să aveți o mare dragoste, poate în secret la început, din cauza că sunt unele obstacole în calea dumneavoastră, de exemplu copii, căsătorii, și aceste obstacole încet, încet o să le treceți cu bine, obstacolele. Poate fi cineva din casă care este împotriva relației. O să le dărâmați aceste obstacole, cum se spune, o să treceți peste și veți avea împlinire în dragoste. Nu știu dacă săptămâna viitoare, dar așa va fi viitorul. Cam asta a fost pentru Balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.